Ziua Poliției Române, marcată în ultimii 201 ani, la data de 25 martie, este sărbătorită în avans în județul Hunedoara. Astăzi, sute de elevi din municipiul Brad au participat la o serie de evenimente dedicate acestei zile, iar în mijlocul micuților s-au aflat oamenii legii care le-au prezentat tehnica din dotare, spre bucuria și încântarea lor. Elevii au aflat parte din tainele acestei profesii, iar polițiștii au discutat cu ei și despre prevenirea victimizării minorilor, a delicvenței juvenile, siguranța online a copiilor, orice rutieră. Mâine o acțiune similară va avea loc și la Deva, la Palatul Copiilor. La fiecare an, cu ocazia Zilei Poliției Române, polițiștii vor fi prezenți alături de cetățeni, vor fi organizate o serie de manifestări publice de prezentare a tehnicii din dotarea Poliției Române, vorbind despre autospecialele de intervenție ale diferitelor servicii operative, atât Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Rutier, Serviciul Criminalistic, Serviciul pentru Acțiuni Speciale sau Biroul Siguranță Școlară, ori Biroul pentru Protecția Animalelor. Toate aceste echipamente vor fi expuse pentru ca tinerii, în special elevii unor unități de învățământ din municipiul Deva, din municipiul Brad, dar și din alte localități, să poată vedea specificul activităților poliției și să ia contact direct cu mijloacele logistice și de intervenție pe care polițiștii le folosesc cu ocazia activităților pe care le întreprind fiecare zi în slujba comunității. Parte dintre copiii curioși de activitatea criminaliștilor au fost amprentați, lucru ce li s-a părut fascinant. Asta e a mea. Uite, a mea. Se una trebuie să fie. Wow. Asta e a mea. Poate chiar și eu. Și eu. Tare. Cei mici, curioși din fire, au încercat mai toată aparatura din dotarea poliției, de la aparatul radar, autolaboratorul criminalistic, până la girofar. Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Poliției Române, vor fi premiați cei mai buni polițiști ori echipe, iar festivitatea de premiere va avea loc vineri la Deva. De asemenea, va avea loc și avansarea la grad profesional următor, la termen sau înainte de termen, a 110 ofițeri și agenți de poliție.